Salut, început bun de meci, final prost, da? Și ca rezultat și ca joc, cum explici? Așa este, am început destul de bine, am început cu un 1-0 practic din minutul 3, după care am mai avut câteva șanse să ne desprindem în prima repriză. Zic eu că dacă reușeam să marcăm și aveam 2-0, altfel stăteau lucrurile. Așa am făcut oarecum pasul în spate în a doua repriză. Au reușit să ne egaleze și de acolo noi am fost și mai timorați, să zic așa, și a venit și golul 2. Și până la urmă am scos un rezultat prost. Senzația mea e, și poți să mă contrazici, că v-au dominat în primul rând fizic în a doua repriză. A scăzut, nu sunteți 100%. Există o problemă din punctul de vedere, o să-l întrebi și pe Mihai mai târziu. Da, eu nu cred că există o problemă din punct de vedere fizic. Chiar dacă a apărut că a doua am căzut puțin, cred că meciurile trecute am arătat că suntem într-o formă foarte bună fizică, și cu FCSB-ul și cu Craiova și în primele etape. Nu cred că asta a fost cauza, v-am zis. Totul cred că a constat în faptul că noi ne-am retras prea devreme. Da, tu ești de ceva timp la echipă. Crezi că lotul nu e suficient de valoros? N-aveți vârf, s-a jucat cu Eric Vârf Alves, iese imediat, intră Betancur, nepregătit, nu știu cât de mult se aștepta el să joace. Crezi că mai aveți nevoie de jucători? Nu știu dacă avem nevoie de jucători, pentru că am arătat în primele etape că am făcut un joc bun, un joc solid. Până în primele etape nu ne-a întrebat nimeni dacă mai avem nevoie de jucători. Păi când câștii sau ai rezultate bune, nu te întreabă. Tocmai, numai la rău. Dar eu zic că și cei care suntem acum putem să facem o figură frumoasă. Totul depinde de noi, să fim bine psihic și să muncim în continuare. Hai, spune cum a fost cu interesul FCSB-ului pentru tine, dacă a existat sau simple speculații? Da, au fost discuții, dar nu s-a ajuns la un consens și atâta tot. Le mulțumesc că s-au gândit la mine și asta a fost. Se punea problema să mergi doar pentru meciul de aseară și dacă se calificau să rămâi sau cum a... Nu s-a pus problema, nu am discutat despre ce perioadă. În primul rând nu s-a ajuns la un consens și atâta tot. Eu v-am zis, le mulțumesc că s-au gândit la mine și le doresc baftă în continuare. Baftă și vouă. Mulțumesc, o seară bună.